La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a avut loc astăzi, 14 septembrie 2024, procesiunea Drumul Crucii. Câteva mii de credincioși au mers în pelerinaj alături de Preasfințitul Antonie și de Soborul Slujitorilor. Praznicul Înălțării Sfintei Cruci a fost serbat în mod deosebit la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, ce adăpostește icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. La orele dimineții, Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, a fost întâmpinată de Soborul Slujitorilor și de mulțimea pelerinilor veniți din mai multe zone ale țării, în dangătul clopotelor și în sunetul buciumelor. Preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară, izvorul tămăduirii din incinta străvechii așezări monahale, cu binecuvântarea înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Răspunsurile la strană au fost oferite de 4 membri ai corului academic Bizantion din Iași. Deși vremea a fost mohorâtă și ploioasă, oamenii s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc. O parte dintre cei prezenți au purtat costumul național. Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea, și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să rugăm. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lume, pentru înălțarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție a sa, totdeauna, acum și pururea,
și în vecii vecilor. Amin. Era preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iași și într-un rând Moldova și Bucovinii, să-L pomenească Dumnezeu într-o împărăție sa. În timpul împărtășirii, grupul de credincioase din Borșa Maramureș, dirijat de Elena Mihali, a interpretat câteva pricesne. Este Dumnezeu! Întorcându-ne spre casă, te mărim, fiica aleasă! Întorcându-ne spre casă, te mărim, maică aleasă! După Sfânta Liturghie a avut loc procesiunea Drumul Crucii, a cărei slujba a fost alcătuită în urmă cu mai mulți ani de către înalt preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, oamenii au primit câte o sticlă cu apă. În dreptul fiecărei troițe s-a citit câte o evanghelie și s-a rostit o ectenie. În sunetul cântărilor religioase, al toacei și al buciumelor, procesiunea a pornit de la prima troiță. Prin implicarea părintului Grigorie Florin Vatamaniuc de la parohia Horodnic de Sus, județul Suceava, întregul eveniment a avut parte de sonorizare de înaltă calitate. Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ești și pe toate îl împlinești, mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toate închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă Amin, Crucitare, ne închinăm, Stăpâne și Sfântă, în vierea ta, laudă-n și o zări. Iisus, ca să moare, iar Iisus stătea înaintea trecătorului și l-a întrebat trecătorul zicând, Tu ești împăratul iudeilor, iar Iisus i-a răspuns, Tu zici, dacă îmi iau pe petele preoților și bătrânii, nu răspundea nimic. Doamne, poporul tău, și bine cuvintează, în vremea aceea ostașii l-au dus înăuntru curții, adică în pretoriu. Cum și pururea și în vecii vecilor. Asupra cerului, Părinii, mă ruiești.
Oamenii veniți la pelerinaj au mărturisit că s-au rugat pentru cele de folos sufletelor lor, dar și pentru cei dragi. Pentru sănătate, iertare de păcate și ajutor. Așa. Și tot binele din lume, liniște și pace. Ați mai fost și în alți ani? Am mai fost, dar nu de pelerinaj acum. Ce le veți spune celor de acasă? Legat de ce ați văzut aici? Că adevărată minune dumnezească. Exact cum a fost la Ierusalim, așa și aici. Frumos. De unde ați venit? La Iași. La Iași, am înțeles. Da. V-ați aștepta să vedeți atâta lume? Nu, deși... nu. Nu, foarte multă lume și foarte frumos. Măcar că a poluat Dumnezeu ține cu noi. Fie pace și liniște. Sunt foarte încântată. Dacă ești un părat, și mulțumesc la Dumnezeu că m-a ajutat să ajung astăzi aici, că nu mă simțeam prea bine, dar Dumnezeu m-a ajutat, un pic mai greu cu ploaia, dar am reușit. Cum vi se pare atmosfera? Frumoasă, n-am cuvinte. Ați așteptat să nu plouă? Uitați că acum nu plouă, deși... Când am plecat de acasă, credeam că o să fie cald. Dar uite că a plouat, dar a fost bine și cu ploaie. Ca și cu căldură. De unde ați venit? Din Maramureș, din Borșa. Veniți de mulți ani. Venim de mulți ani. Eu mai puțin, vecinele mele care le-ați văzut, vin de vreo 30 de ani. Da. Și ne bucurăm tare mult, ne place aici, ne simțim bine și plecăm ușurați. Ne încărcăm cu energie pozitivă de aici și o perioadă suntem bine, până când mai putem veni la Maica Domnului. Să vă fie de folos! Doamne ajută la toată lumea să fie cu folos jertfa și să plecăm sănătoși acasă. Doamne ajută! Apropiem de Dumnezeu mai mult din. Și asta e procesiune, venim tot anul și o facem cu mare drag și ne simțim cumva ușurați de toate. Asta e meseria noastră, buciumaș din câmpul lung Moldovenesc. Da, frumos, chiar dacă e ploaie, e foarte frumos. Dacă ai credință, este bine. Pentru sănătate, pentru copii, pentru tot. Pentru ploaie, că a fost seceta anul ăsta. Ploaie, mană de la Dumnezeu.
În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Antonie a vorbit despre importanța Sfintei Cruci în viața credincioșilor. Crucea înseamnă dragoste, este semnul simbolului creștinismului și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, pentru că atât de mult a iubit la date Fiul Său ca să fie perseguit, pentru că noi toți cei care credem în El să avem viață veșnică. Mulțumim tuturor pentru acest urcuș spiritual, mulțumim pentru stare, pentru dragostea Lui de a organiza acest urcuș, această lansare spirituală și doar să rămânem cizitării Sfintei Cruci, care este întâlnirea de viață, care este armonitiva diavolului și să știți că Mântuitorul Iisus Hristos nu este despărțit de crucea sa. Atunci când ne însemnăm cu Sfântul Sfântul Cruci, îl facem prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos. Când ne însemnăm cu Sfântul Sfântul Cruci, dragostea lui Dumnezeu vine asupra noastră și ne oferește că tot răul ce am văzut și ce am nevăzut ne dă sănătate și luminează mintea ca să înțelegem adevărul credinței. Deci crucea este arma noastră a creștinilor și trebuie să știm și să ne înțelegem cu acest semn. Nu vă gândim, dar spun încălat în locul pentru stareți și ca rugăm să ne evite și la alte lucrurile. Deci, felicităm tuturor pe care de astăzi și rămâneți să rămâneți cinstitori ai crucii, cinstitori ai coanelor, cinstitori ai Sfinților moaște, să rămâneți al Sfinților, Maicii Domnului, să fim creștini adevărați. Amin. Părintele stareț Nicodim Gheorghiță și-a exprimat recunoștința față de toți cei ce au urcat dealul mare să cinstească Sfânta Cruce. Să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare de astăzi. Iată, milostivul Dumnezeu ne-a blagoslovit cu acest dar de vin din ceruri, care de mult timp slujitorii Sfântul Altare Arhiereie rostind rugăciuni pentru ploaie, pentru ca Dumnezeu să trimită sa binecuvântare, să ne binecuvânteze cu ploaie. Iată, odată cu procesiunea acestui drum al crucii, ne-a binecuvântat milostivul Dumnezeu preasfinția voastră. Mă uitam la mulțime de popor care mă gândeam săptămâna trecută, știm că azi și ieri va fi multă ploaie, că vor veni puțin pelerini credincioși pentru să parcurgă drumul crucii. Uitați, preasfinția voastră, bunul Dumnezeu, cât a blagoslovit pașii acestor buni pelerini cu suflet mare, cu multe credință vie în Dumnezeu, au stat 6 noapte în ploaie la privire la utrenie și astăzi, cum bine spunea și preasfinția voastră, cât popor a trimis Dumnezeu, deși vremea nu putem spune că este urâtă, ci din contră, este binecuvântată, este un preț de mare binecuvântare pentru noi toți, dragii mei. Aveam nevoie de această ploaie și, în ultimul rând, îi mulțumesc Bunul Dumnezeu și mulțumim că am ajuns împreună, părinții, slujitori, rugători și frăție voastre, dragi pelerini, dragi credincioși, care urcați sau de an, în afară de hramă, pe 8 septembrie, ați fost mulțime de popor și iată astăzi, aseară, astăzi, noapte, v-a binecuvântat pașii milostivul Dumnezeu și ați parcurs împreună cu preasfințitul nostru drag. Am parcurs drumul crucii și ne-a binecuvântat Dumnezeu și Maica Domnului Pașii. Pentru aceasta trebuie să aduce slavă, slavă lui Dumnezeu, să aducem cu toții slavă la Dumnezeu. Măicuța Domnului, să nu vă țin prea mult, să vă numere toți pașii făcuți de aseară, de astăzi, coborâre la vale și urcată la forma a 14-a troiță. Vă mulțumim de asistia voastră pentru cuvântul de învățătură răsit, deci așa că Măicuța Domnului să vă răspundească cum ar fi mai bine. Iar preasfinții voastre în cele tare că n-am cuvântat de bunătatea preasfinției voastre, dar ar fi o mare nedreptate și păcat ca să n-avem eratul la drumul crucii unde este unicat în sala noastră, în afară de Sfânta Mănăstire Vodul Vodrog din Banat, de acolo am luat eu acest drum al crucii, dacă s-a auzit.
cea mai adică mai serie de frumizare pe care o studiam. Vă mulțumim pentru că v-ați existați. Hristos Dumnezeu să vă răspătească bunătatea, modestia și smerenia și tot ce aveți și cum să fiți Sfânta noastră Biserică Mamă Ortodoxă. Încă o dată mă plec în fața frăților voastre, dragi pelerini, și măicuța scumpă să vă primească rugăciunea seară și de astăzi. După ce au revenit la mănăstire, pelerinii au primit o masă caldă. Drumul crucii este calea urmată de Mântuitorul Iisus Hristos, care a purtat crucea pe umeri de la Pretoriu până la Golgota, locul unde a fost răstignit. Troițele de pe drumul crucii de la Mănăstirea Hadâmbă au fost înălțate de către fiii duhovnicești ai Părintelui Stareț Nicodim Iurghiță pentru a lăuda patimile Domnului și pentru a oferi prilejul celor care nu pot ajunge la Ierusalim să participe la procesiune.